Școala este doar unul din locurile unde învățăm și ar trebui să fie locul unde învățăm cum să învățăm. Proiectele de educație adunate pe platforma Ideea ISA pleacă de la dorința de a face școala mai accesibilă și mai amuzantă, folosind abilitățile speciale ale copiilor cu deficiențe de vedere și inclinația lor spre auditiv și kinestezic. Mai mult decât atât, proiectele își propun să dezvolte aceste abilități și să creeze materiale de studiu și metodologii de predare alternative care să vină în sprijinul profesorilor care lucrează cu acești elevi. Școala nu este, însă, numai în clasă. Un copil atent învață mult chiar și dintr-o plimbare în parc. Caravana de ateliere Nature Tweets, Ciripituri în natură, și-a propus să provoace 5 muzee din România să găzduiască și să susțină ateliere de ornitologie pentru copii cu deficiențe de vedere. Proiectul a pus la dispoziție o parte din materiale, planșe tactile și înregistrări cu cântece de păsări, iar muzeele au scos din depozite păsări naturalizate, cuiburi, ouă și toată imaginația ornitologilor. Ne-au mai ajutat ornitologi de la Societatea Ornitologică Română și de la Asociația Milvus. Să pornim, deci, în caravana noastră și să vă povestim cum ne-am jucat și am explorat lumea păsărilor în fiecare oraș.